Debut de săptămână cu temperaturi normale pentru această perioadă. După un weekend cu maxime demne de zile de primăvară, vremea a schimbat foaia. Dimineața se semnalează ceață, iar minimele vor ajunge chiar și la 5 grade Celsius. De altfel, frigul va caracteriza toată această săptămână, iar soarele nu va mai face parte din peisaj. Marți la Giurgiu vom avea parte doar de cer noros, posibile șanse de precipitații și vânt rece. Dimineața și seara sunt condiții de ceață, iar maxima zilei nu va depăși 15 grade Celsius. Astfel, la Bălintin, Mihăilești, Ghimpat și Hotarele se vor înregistra 14 grade, la izvoarele Comana și Giurgiu 15 grade. Viteza vântului 23 de km pe oră din direcția est-nord-est, presiunea atmosferică 761 mg coloane de mercur, apele Dunării sunt în creștere cu 10-20 de centimetri, iar umiditatea va fi 83%.